Bun venit la un nou video de Ade Gaming 2 și astăzi o să ne jucăm Solar Smash. Nu doar o să ne jucăm, o să testăm mituri. Deci, nu uitați să dați un mare like, subscribe și porniți în notificările pentru toate videourile care le postez. Primul mit. Primul mit este că dacă ai toate astea date la maxim, și luați acesta la astea și luați acesta care distruge planete, nu poate distruge planeta. Să vedem dacă mitul e fals. Și distruge planeta? Să vedem. Și da, din păcate distruge planeta. Mitul este fals. Al doilea mit este că dacă distruge o planetă cu acesta, așa, o să tai că nu o să dispară toate astea. Așa, s-a mai dat la o parte de astea. Și al doilea mit este că dacă distrugi o planetă, poți pune un dăsta. Și da, mitul este adevărat. Poți pune un scut, chiar dacă este planeta distrusă, da. Al treilea mit este că dacă e o planetă din aceasta și te duci la lasere și ai acesta cu gheață și dai în el, se va micșora sau va explora. Să vedem dacă micul este. Și da, se vede că se micșorează. Nu explodează, dar micul că se micșorează. Este adevărat, nu micșorează. Chiar interesant. Asta n-a fost parte din mit. Nu am spus așa. Al treilea mit este că dacă ai încuiat o mașină, o planetă de asta, poți descuia instant cu o reclamă? Ia să încercăm. Și da, mitul este adevărat. N-am vrut să fac reclamă la nimica și am oprit camera, dar da, este adevărat mitul. Și uitați, sunt blocuri din Minecraft. Ce tare! Al cincilea mit, nu sunt sigur dacă era al cincilea, n-am trimit, da. În fine, al cincilea mit este că dacă iei acesta și te duci aici, poți distruge instant în mijlocul planetei acestea. Am așa. Pam! Ia să vedem. Nu, mitul este fals. Planeta aceasta are, da, are scudă asta cum are și mașină. Dar dacă dai non-stop așa, poți distruge mijlocul și al șaselea mit. Dacă te duci la Machine World, acesta are doi sori? Nu prea are sens, da. Și dacă iei laserul acesta și poți să-l explodezi, da? Mitul este, nu sunt sponsorizat de Save the Doge, n-am făcut reclamă, mi-a dat dintr-o dată. Și
Mitul este că dacă, da, așa, explodează și mitul este că poți da în al doilea soare acesta. Și ia să încercăm. Și ia să încercăm și să vedem. Și nici nu cred că pot ajunge acolo. Ia să vedem, să distrugem. Așa. Acum ar fi acolo. Să vedem dacă putem. Da, și cum se vede, dăm drept în soarele acela. Și da, nu. Mitul este fals. Al șaptelea mit este că dacă iei peretele acesta și pui, nu, pui doar un perete de ăsta, pui doar un perete de ăsta și distrugi planeta cu mai multe de astea. A, uite, planeta asta nu se poate distruge așa. Așa, am luat altă planetă. Pam. Și dacă distrugi o planetă, o să rămâne ceva. O să rămână puțin din planeta aici. Stați puțin. Și am făcut. Deci mai bine las așa. Să vedem dacă merge. Și să vedem, a rămas. Și nu a rămas. Da, n-a rămas. Al optelea mit este că dacă mergi aici la Solar System și te duci la Jupiter și pui o gaură neagră chiar lângă Jupiter și transform Jupiter într-o gaură neagră sau. Da? Mitul este că poate atrage tot sistemul solar cu câte puțin. S-a spus să fac aceasta mai mare. Să fac mai mare. Așa, și mitul este că va atrage cu câte puțin toate planetele. Pare că atrage toate lucrurile acestea, toate rocele. Am făcut din greșeală două. O să le fac toate. Așa. Și să vedem dacă merge. Dai puțin camera și. Da. Și l-a înghițit pe Marte. Papa Lună, papa Pământ. Papa Soare. Wow. Și asta, normal, a distrus tot sistemul solar. Deci, mitul este adevărat. Al doilea mit este că dacă pui o de asta, ia să vedem, wow, eu habar n-aveam că e asta. Și poți face multe, mai să schimbi acestea și nu știu ce să fac. Nu știu ce fac acestea deloc. Și nu știu, cred că schimbă mișcarea planetelor. Na. Mitul ar trebui să fie că poți manipula toate acestea și n-am mai zis. Și că poți manipula și culoarea, wow. Deci,
Da, mitul este adevărat. Și al 10-lea și ultimul mit este că în lumea aceasta, acesta de pe brad, se poate distruge și explodează planeta. Ia lumea ăsta și pam. Spargem. Și acum să ne distrugem ăsta. Așa și l-am distrus. Ce se întâmplă? Da, mitul este fals. Nu uitați, aveți o zi bună. Dați subscribe, mare like și profesorul pentru toate notificările ca să vedeți toate videourile ale mele. Și la revedere! Bum!